Cine-i Jennifer Lopez sau Justin Timberlake? Manelele sunt mai pe placul românilor. În topul YouTube, anul trecut, apar chiar două melodii ale lui Florin Salam. Interpretul i-a depășit în clasament pe cei mai în vogă artiști din țara noastră. Semn că ritmurile orientale duduie în box de la petreceri. Vedem ce alte melodii s-au fredonat anul trecut în materialul următor. Toată țara a ascultat-o pe Andra în 2013. Inevitabil va fi bine, este cea mai ascultată piesă din România pe YouTube. Banii n-aduc fericirea? Ba da, poate la Saint-Tropez. Nu acel Saint-Tropez, Saint-Tropez-ul lui Florin Salam. Hai în vacanțe, de la Saint-Tropez, prin America și prin Africa, petrece viața, draga, draga. Cel puțin trece cu veselie. Florin Salam este pe locul 2 în preferințele internauților români. Tiparul acum este o piesă ritmată care prinde repede la public, pentru că piesele se consumă foarte repede. În 3 luni s-a terminat cu piesa ta. Dar în 3 luni se aude obsesiv peste tot. Spre Grasul XXL s-au îndreptat și milioane de clicuri pe YouTube. Primește un confortabil loc 3 în top. Urechile românilor s-au destupat și pentru singura melodie străină din top. Dați volumul mai tare și pentru melodia lui Marius Moga. Sus pe Tokie, la înălțime pe locul 5. Vă explică Florin Salam de ce din nou în top pe locul 7. Cui nu-i place să se ducă în dragostea lui Connector, o poziție mai jos. Bagă bani în clasament pe locul 9, iar Nicole Sherry își va aduce aminte toată viața anul în care a ajuns în top.